În ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii Comana. Credincioșii prezenți au primit la final daruri din partea ierarhului. Credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie Arhierească au avut posibilitatea să se închine la un fragment din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, păstrat în Biserica Mănăstirii. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ambrozie a subliniat că Sfântul Andrei cel I chemat a chemat la rândul său pe mulți la dreapta credință. Noi suntem încreștinați încă din vremea Mântuitorului Iisus Hristos de către Apostolul Andrei. Și nu este puțin lucrul acesta, pentru că harul apostolic care se transmite de la Hristos prin apostol, deci și prin Sfântul Apostol Andrei, prin hirotonie, prin punerea mâinilor, el a curs neîntrerupt prin hirotonia primilor episcopi. Istoriile mari ale lumii și inclusiv istoria bisericească ne amintește de faptul că în urma aruncării sorților de către apostoli, Sfântului Apostol Andrei i-a căzut Sciția Minor, Ținutul Parților și celelalte. De aceea el a venit acolo, în apostolat, a hirotonit episcopi și a semănat, cum spun colindele, iată colindă Sfântului Andrei, această sămânță a creștinismului timpuriu. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un diacon pe seama Mănăstirii Comana. La final a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii bisericii trecuți la cele veșnice. Credincioșii prezenți au primit iconițe și alte daruri.